Marin Sorescu. Trebuiau să poarte un nume. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepietănată de crai. Și niște ape, ca niște copaci curgători, în care luna și-avea cuibar rotit. Și, mai ales, au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau, mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii, Miorița și Luceafărul și Scrisoarea treia. Dar fiindcă auzeau mereu lătrând la sâna lor câinii, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor șgheaburi pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Muntenii și ai Țării Bârzei și ai Țării Francei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr cu ochi mari, cât istoria noastră, trecea bătut de gânduri din cartea cirilică în cartea vieții, tot numărând plopii luminii ai dreptății, ai iubirii, care îi ieșeau mereu fără soț. Au mai existat și niște tei și cei doi îndrăgostiți care știau să le troienească toată floarea într-un sărut. Și niște păsări, ori niște nouri, care tot colindau pe deasupra lor ca lungi și mișcătoare șesuri. Și pentru că toate acestea trebuiau să poartă un nume, un singur nume, li s-a spus Eminescu.